Bună seara, dragi prieteni! Am revenit din nou pe canalul nostru de YouTube, Papi de la Streaia. Am fost la cumpărături, că doar ce a venit Marița, că a avut ceva treabă astăzi, a fost plecată în deplasare, a avut o grămadă de treabă și și-a cumpărat. Ce ai cumpărat, Marița? Ce am cumpărat? O plecintă. Da, o plecintă din asta cu brânză, să o încălzim așa de seară. Ți-ai săturat de carne, a? M-am săturat de carne. Și unde o bagi? La cuptor? La aragaz? La cuptor, da, o încălzim la cuptor. La aragaz. O punem, încălzim un lapte. Un lapte, cereale. Da, dacă vrea Florin să îngup cereale. Florin vrea, sigur. Și tu un păvărel de lapte, noapte. Ne-ai mai luat și un ceai, să avem șampon. Că ne-am săturat de carne, dragi prieteni, ne-am săturat. Dragi prieteni, ne cam a săturat de carne, de cârnați, de cartaboși, de tobe, de toată. Mâine o să mergem la târg, mâine e sâmbătă? Da, mâine e sâmbătă. Mâine mergem la noi la târg, aceea în piață la noi. Să căutăm ceva păsări, a? Da, păsări. Să ne facem o mâncare din aia țigănească, da, adevărată. Da, ceva afară o să vă fac mâine. Mâine vă prezentăm că se lasă la forță iar. Nu, iar suntem în forță. O să se lasă iar în forță, o să venim cu o mâncare din aia țigănească la tuci, cum zici, la ceaun, la tuci, vom vedea cu ce o pregăti. Nu dezvăluim exact cu ce o să facem, dar vă anunțăm că căutăm o pasăre, o găină, o curcă, ce o fi, un curcan. Sau poate un miel, ceva, a? Miel. Nu, o găină, vreau să iau o găină mâine, să punem cu ceva afumat de la noi, de la coș. Dar nu vă spun cu ce pregătesc, cum o să pregătesc mâine. Și ce să vă zic? Multă sănătate, Crăciun fericit la toată lumea vă urez. Și așteptăm Crăciunul, dragi prieteni. Ca așa, dragi prieteni, așteptăm Crăciunul, un sărbător fericit la toată lumea. Vă așteptăm mâine cu un nou vlog indenciar, foarte forță. În seara asta facem și noi un mic vloguleț, mâncăm fără carne, mâncăm și noi o plecintă din asta cu brânză, o bagă la cuptor. Vă arătăm să vedem, sperăm să ne iasă. Nu este preparatul nostru, este din comerț, că n-am mai avut timp să o facem noi. Marița știe să facă și plecinte din astea cu brânză, dar n-am mai avut timp, vă dați seama. Da, ți-vă seama, dacă ne apucam să facem precintă cu brânză, cu rețeta noastră, ne lua 3 ore. Să stăm la dospit, făina, una, alta, o grămadă de timp, că așa ne-am luat acea, în seara asta, o mâncare ceva mai ușoară. Servim și noi în seara asta. Și mâine avem ceva, o mâncare țigănească tradițională. O să vă arătăm și cum o să servim această precintă, cereale cu lapte în seara asta. Deci, da, apă plată. Hai, că în curând vă arătăm cum o să iasă precinta la cuptor. Mai fă-i live pe TikTok. Dragi prieteni, Marița s-a răzgândit, i s-a făcut poftă de cârnați la grătar și șuncă. Vrea să frigă aici, în roaba asta, niște cârnați. Am văzut jarul ăsta, de la afumătoare. S-au afumat rânzele. Și vrea să pună niște, din niște crocodili pe grătar. Pe grătar. Niște crocodili pe grătar. Vrea să pună niște cârnați de acolo. Nu punem mult, două bucăți, Marița. Avem și pe Luminița aici, la noi, la degustare. A venit prietena noastră, Luminița. Vecina noastră, Luminița, să degustă și ea din cârnați, că ne-a ajutat la ei și n-am mâncat din ei. 3 zile am așteptat. Da. 3 zile. Acum am chemat-o, când s-au afumat, să degustă o țâră cârnați, o țâră șuncă din aia, Marița, să pui. Da, avem și plăcinta aia la cuptor. Mamă, să vezi cum se face șunca. Da. O avem la cuptor de mult șuncă din aia. Da, lasă cărbunii, șterge și tu grătărelul ăla, vezi ce faci. Am dat puțin cu piria. Și de când am mai mâncat eu șuncă, pe grătar sau în soare. Uite de aici, eu am niște cârnați. De anul trecut. Cârnații ăștia mai am rămas să râdine la altă ca mâțele. Că erau în partea aia. Erau și le-am pus așa, așa. Așa făcea mâț. Așa făcea mâț.
Da, ca tine. Am crezut dacă te-o șterg acum. Așa. Îmi spun. Și din 50 de cârnați mai avem și noi 20 de cârnați acolo. Mai avem 20 de cârnați acolo. E bun și ea. E bun. E bun. Bă, s-au afumat bine ăștia. Da, Marița, s-au afumat bine. Cu focul mare astea, deci sunt cam calde. Sunt, sunt. Fum cald. Dar ați făcut acoperiș, așa. Nu, Mirița, știi cum era aici? Crezi că nu vine mânce, știi că e mai bine la aer, știi că le puneam acolo. Ți-am zis că vine, ți-am zis că vine. Știi că ne-am băgat în barajă până acum. Ai grijă că-ți mănâncă pisica, nu am zis de mine, am zis tot de cârnați. Și am zis să mai bine le pun aer aici, dar s-au fumat mai bine ca în barajă. Hai, doamna Marița, lasă treaba aia. Trei cărbuni și după aia rămâi cu cârnații nefripți. Hai să stai cu mănâncă mâța. Am mâncat destule mâțele, gata, nu mai mănâncă nimic mâța. Îmi place focul ăsta așa în roabă, doamne, ce foc, ce caldă mie. Ce cald. N-am fost răcit de 3-4 zile. Doamne, doamne, ce știe lumea asta. Dar eu vreau așa în jar să le fac. Păi pune-le pe jar, hai, pune-le direct. Dar serios, ia pune-le direct, hai să te văd. Ha? Cum mânca bunica ta pe cărbuni, la cort. De n-avea grătar, nici grătar n-aveau. Până aveau grătar, de aia pune pe jar direct. N-aveau grătar? Pui pe jar? Păi nu știu, ia s-a cins, s-a cins. E foc mare și... A, se face? Se face așa? Se faci. Se faci? Se faci? Se faci! Uite, se faci. Da. Bă, Mariță, mai glumesc și eu. Ce te superi așa? Prea serios ești. Hai să merge, dragi pe din. Mai să mai serioasă, Maria. Roaba asta, să știți că e groată. Roaba e numai lemne căram cu ea. Nu căram gunoaie și altceva. E roaba noastră. Da, e roaba noastră, dragi pe din. Da, ce? N-avem treabă cu roaba, grații sunt pe grătări. Da, uite, s-a dus în roabă. Ai zis tu, la cârnați acolo, ai grijă. Pune-le invers. Uite, 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 ia să stați, Doamne, ajută. Sperăm. Să avem un eșec. Să avem un eșec cu cârnații ăștia. Că Marița nu le... Da, de jos a spus o postavă, ce e aia? Postavă ca să nu ardă roaba. Să avem un eșec total cu cârnații ăștia, să ia foc, să se ardă, nu mă bag deloc. Da, doar cu cârnații și tu nu zici nimic acolo. Bă, dar eu zic să avem un eșec total cu cârnații. Uite, mâine astea. Da. Așa. Opa, așa. Vezi? Ia. Haide, așa. Ia, ia, ia. Mamă, ia foc în continuu. În continuu. Dragi prieteni, ne ocupăm ceva de cârnați și revin. Să-l mănânc. Hai, dragi prieteni, Marița mănâncă și o țură șungă noaptea. Salacilată. Cu salacilată? Acum are ea poftă, dragi prieteni. A pus mastul ăla. A pus mastul ăla la grătar. Hai că merge. Hai că merge luminița. Aveți grijă că ia foc. Ăsta e mai mult, mai mult flambat. Așa, doamne. Dar ce cărbun sunt ăștia, așa? Cărbun lăsați de la lemne, direct, din jar. Cred că fac poftă la fan cu mastulou. Așa mânca papo, mastulou, papo, bunicu adică, papo îi spunem noi. Hai că revenim. Dragi prieteni, ia uitați cum arată mastulou. Mastulou. E aproape gata. Cârnații, mamă, flambați. Mastulou din ăsta, cum mânca bunicul meu Nini Baro. Mamă, așa mânca. Pe cărbun noaptea, o bucată din ăsta și o bucată de hăiț, adică de mămăligă. Lasă mămăligă față mea. Acum mâncăm cu pâine, că mămăligă n-am venit. Dărși, mamă, ce frige. Da, frige, frige. Sunt cărbun natural ăștia din lemne. Bă. Da, le-a făcut astăzi cineva, a stat lângă foc, până tu ai fost plecată, Marița. Da. A avut grijă ca să se întâmplă treaba. Cârnați, i-a fumat. Am avut grijă cineva să se întâmple treaba asta. Pare că a avut. A, îmi dai pe față. Bine. Revenim, dragi prieteni, când servim.
Dragi prieteni, cârnații și cu mastul al nostru este gata la grătar. Ăsta tot trage în roabă. Șuncă. Ăla trage la roabă, șungă. Mariță, poți să o iei că... Și asta. Aia, asta da. E luminița. Uitați, așa. Cârnații. Așa, dragi prieteni. Cam așa ceva vă arătăm întreaga. Aia, luminița. Dragi prieteni, mastul al nostru este gata, adică șunga noastră, la grătar, la jar, cărnatul, cărnații. Între timp s-a făcut și plecintea asta noastră din comerț. Și roșii din asta. Și roșii murături, gogonea e aia, Măriță. Da. Așa, deci. Hai, luminița, să ai poftă, nu servești? Ba da, ba da. Cu ce servești, cu ce începi? Nu mai cu asta. Cu șungă. Mâncăm așa la fer, pe tocător așa. Mâncăm așa pe tocător. Da. Ce bună. E bună? Mhm. Ia să vedem. Să ai poftă. Mulțumesc. Mhm. Bună. Da, bună. Se topește în gură. Mhm. Să știi. Bine, dragi prieteni. E bună, bună. Și avem și desert. Avem desert. Plecintă, dragi prieteni. Cu brânză. Cu brânză. E cumpărată din comerț. A ieșit. Ca așa, dragi prieteni, nu uitați să vă abonați la canalul nostru de YouTube, Papi de la Streaia. Vă pupăm, vă așteptăm mâine cu un alt vlog foarte incendiar. O să fie ceva tradițional mâine. O să gătim ceva foarte tradițional țigănește mâine. Vă așteptăm mâine cu un vlog foarte deosebit, cu o mâncare incredibilă. Pe curând vă pupăm mâine, vă așteptăm cu un nou vlog.